Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Prieteni, colegi, stimați radioascultători, nu? Sau cum se spune? Radioamatori. Radioamatori ascultători. Asta este piesa mea favorită a unui artist român prezent în studio, ca să zic așa. Bună! Bună, Feli! Bună, bună dimineața! Hello! Băi, cum faci? Mi-a fost dor de tine. Da, și mie de voi. Nu m-ați mai chemat de mult. Asta e că am și învățat de unde să dau volum aici. Așa. Bam, bam, bam. Ne-a încurcat, hai că vorbesc. N-am avut voie. Merge, e perfect. N-ați avut voie? Eu cred că tu ești. Suntem live și pe, și pe Facebook. Vrei să mă mut la ce microfon? Nu, microfonul e ok, dar am senzația că iei căștile de la celălalt. Păi și unde-s căștile de aici atunci? Ai, trebuie să scot ăsta de aici. Acolo ai volum. Stai așa. Avem. Când să mă dau și eu mare... altă viață. E tare, așa, uite. Na, acum, de când a mai venit Feli la noi, acum vezi, nu i-am dat Feli, să știi că ești primul artist după mai bine de 2 ani invitat în studioul Deșteptarea la Europa FM, pentru serios? Că am făcut o pauză foarte lungă cu ocazia COVID, SARS-CoV-2 și lucruri de genul ăsta, așa că suntem tare mândri că ne-ai spus. Mulțumesc, ce tare! Da. Dar la noi pandemia a fost groaznică aici. Și la mine a fost cumva groaznică, dar eu mă gândeam, mă, poate, n-am mai lansat, că eu pe lângă mine trec lansările, adică lansez cum am lansat în septembrie anul trecut, aduse aminte, am uitat unde, că atunci când mergem în promovare sau când, să zic așa, mă laud cu piesa, eu, de fapt, trăiesc momentul, nu mai știu unde am fost, ce am făcut, ce, cum, și mi se pare că n-am mai fost niciunde. Da, da, da. Peste nicăieri, vorba aia, n-am mai fost. Da, mi-a fost dor și mie să vin la voi, știți că... Dar ce ai făcut în perioada asta? În care perioadă? Adică în perioada asta, de 2 ani. În ultimii 5 ani. În ultimii 2 ani. Doar de ultimii. Așa, adică te-ai izolat în casă, nu știu. Nu m-am izolat, n-am fost panicată, n-am fost cu... în extremă. N-am fost, culmea, că n-am fost în extremă, că de regulă mă duc. Am avut ocazia să mă... să mă descoper și redescoper din punct de vedere personal. Nu știu, că vreau să mă uit așa la toți trei, să nu vă ratez pe niciunul. Am lucrat foarte mult. Da. Am lucrat foarte mult la mine pe partea asta personală. No. Am mai zis asta, m-am conectat mai mult cu copilul meu. Ai avut-o pe Nora? Nora e mică, a făcut 4 ani? Sau? Nu a făcut încă, în noiembrie, la final face 4 ani. Mulțumesc. Da. Am prins vârsta... cea mai frumoasă, cred că cea mai frumoasă vârstă asta, începând de la 2 ani, cumva, să stau lângă ea mai mult, că i-am văzut tot felul de personalitatea ei s-a conturat în timp ce eu eram prezentă și asta mi-am dorit dintotdeauna, că dacă eu n-am fost lângă ea în primul an, că am tot avut concerte, am fost foarte frustrată și chiar geloasă și pe mama și pe Cătălin și pe toată lumea din jurul ei, care o vedea mai des și mai mult decât mine. Și cum e? No. În afară de faptul că aleargă și cum super. E această personalitate. N-am griji pentru ea în viitor, am griji pentru mine. Ce? Cum adică? E o personalitate foarte puternică. E empatică și sensibilă în același timp. Are niște... are un senzor la apăsa butoane emoționale fantastic. Deci manipulează bine. Aoleo! Deci nu știu dacă... fantastică, dar e plină de lecții și e așa un copil bun. E un copil foarte bun și foarte iubăreață, iubitoare, nu știu. Iubăcioasă. Iubăcioasă, da. E foarte iubăcioasă cu noi și cu dar mine. Dar drăcii face care e cea mai mare drăcie pe care a făcut-o? A pictat pereții deocamdată? Da, bineînțeles. Păi nu trebuie să mă moștenească, cum? Da, desenează pereții. Au făcut la grădiniță o de asta de... am mușcat un coleg de nas. Aoleu! Da. L-am mușcat de nas pentru că nu știu ce castel. I-a dărâmat nu știu ce castel, ceva, și atunci... dar ea vine și spune: m-am mușcat de nas și eu am plâns după tine. Și atunci eu sunt... Mama, s-a terminat. Ce ai făcut, mami? Cum a fost la grădiniță? Ba, mamă, iau așa pe ocolite? Și până la urmă spune. Și cum reușesc eu să fac să nu mă mintă? Dragi părinți, poate se aplică și la voi? Nu o întreb, mă minți, că dacă o întreb, mă minți, mă minte. Mă uit la ea, zâmbesc și zic: tu mă păcălești! Și zice: da! A, deci bine, tu l-ai săracul copil din vina ta. Da, mami, bine. Superb, da. Da. Și scoate, are niște fraze din astea.
mă... Sunt fermecată, te dărâmă, efectiv. Nu? Sunt da, fermecată, dar și are un instinct ăsta de supraviețuire, are niște minciunele din astea, vai, fantastică. Zici că mă uit la și nu mă satur. Cum îți vine, copilă, că ai 3 ani? Cum îți vine să... Își exersează talentele. Cu cineva seamănă. Cu mine seamănă în multe, aha, în foarte multe. Uh-huh. Că mai am câteodată faze în care zic, nu știu, de exemplu, casa ta înainte era în burtică la mami. Uh-huh. La, 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 la. Și tu când erai bebelușă, tu dormeai pe pieptul meu. Și acum ai în faza de alind și zice, mami, pot să dorm la tine pe piept, la, 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 și eu o mai culc la mine pe piept. Și într-o seară, în aceeași fază, vreau la tine, bine, hai, zice, vreau pe perina mea. Bine, nu, hai, te pune mama pe perina. Și stăm un pic și zice, mami, hai și tu la mine pe piept să dormi. Și zic, eu nu pot să dorm pe pieptul tău, mami, că sunt grea. La care îmi zice, nu, mami, nu ești grea, ești un alt. Era, yes, ai dreptate, mami, așa este. De azi înainte, nu mă întineam încredere. Spune-mi că sunt frumoasă, spune că sunt frumoasă. Auzi, te moștenește când îți cântă piesele? Mă, să știi că nu. E interesată de partea asta? Îmi cântă piesele în situațiile în care eu ascult un demo, de exemplu, ascultam acum că e una din rarele piese ale mele, piesa asta, Flori de Argint, pe care le ascult pe repeat. Am făcut aproape o obsesie pentru ea. Și ascultând-o pe repeat în fază de demo, Nora o băgat la cap și o cântă, dar în rest are ea scena ei, are o bancă pe care stăm când ne încălțăm să plecăm sau să când venim și așa, și zice, uite, mami, vino pe scena mea. Dar nu poți... Îmi place de ea că e un copil normal, se mândrește cu mine, mama mea e cântăreața, mama mea cântă, mama mea, uite-o pe mami la televizor, dar nu are mama mea. Aha, am înțeles, da. Nu are, okay. Suntem foarte normali în casă, știi? Mm-hmm. Și nici eu nu vreau să adică fiu nu genul e in your face, așa. Se zic, haide mami, cântă toate melodiile mele, eu sunt superba pământului, da, tu trebuie să mă lauzi peste tot și să te lauzi că ești... Mm-hmm. Păi și place, Flori de Argint îi place? Vai! O să vă arăt după aceea un video ce suferă, cum se lasă Flori de Argint. Face așa o coreografie ei. Da. Fii atent. Face melodie frumoasă, te iubesc. Seamănă cu vocea Norii sau e Nora? E chiar Nora. Eu nu cred asta. De dacă tu ai făcut cântă? Poți să mai ascult o dată, vă rog? Da, sigur că da. Face melodie frumoasă, te iubesc. Atât. Ori făcut de 8 martie un video din ăsta la grădii cu toți copiii. De ce iubești pe mami? Eu iubesc pe mami pentru că pentru că îmi dă să mănânc, pentru că se joacă cu mine, pentru asta că... e important. Da, și Nora zice o iubesc pe mami pentru că e cea mai frumoasă zânuță. Zânuță? Da, că noi acasă suntem două zâne și amândouă sunt zâne. M-am uitat de nu știu câte ori la alea 6 secunde, pentru că dintr-un clip de 2 minute, maică-sa narcisistă a universului a făcut cut la 6 secunde unde-i copilul ei, ca să mă tot uit, deci ceva. Putem vorbi de Nora Luna 8 ani, dacă vreți. Mm-hmm. Sau dacă vreți, pot să vă și cânt. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.